Albinuțe. Oh, Albinard, ștrengarule, ce cauți tu aici? N-ar trebui să bâzi printre floricele? Tu trebuie să te faci soldat! Oricum, trebuia să fii la ore! Întoarce-te la școală! Mi-ai zis de 1000 de ori, dar nu mă pot opri! Trebuie să fac miere! Îmi place foarte mult și nu o să mă opresc până nu află toată lumea! Cât despre soldați, sunt prea mic, n-au ce face cu mine! Aici, cu toate floricelele, pot culege nectar din fiecare! Mă omori! Ascultă-mă! Dacă regina află că vrei să fii soldat, o să te strivească! Lasă joaca ta cu nectarul! Iau eu astea și să mergem la școală. Să nu crezi că scape așa ușor? O să-i zic doamnei Abelușca ce-ai făcut. Nu, te rog, o să se supere. Ce așa am destule probleme. O să mă pedepsească și o să-mi țină predici. Nu te-ar pedepsi nimeni dacă ai face ce ți se zice. Trebuie să te comporți ca toți ceilalți. Și știi că nu ai voie să pleci din stup de unul singur. E prea periculos. Elevi, să recapitulăm, care e cheia unui stup prosper? Să lucrăm împreună orice-mi face doamna Abelușca! Să-ți știi locul! Să-ți știi locul! Câte regine are fiecare stup? O regină! De câți lucrători e nevoie ca să faci miere? E nevoie de 15.000! Și de ce avem atâția soldați? Ca să aibă grijă stup! Luptați, luptați, luptați! Dacă se pune cineva cu stupul nostru, îl distrugem! Ia! Ai mare dreptate, Abelinda! Elevi, fiți atenți! Când fac soldații noștri miere delicioasă? Niciodată! Da, sigur, dar gândiți-vă puțin! Încercați să vă imaginați cum ar fi... Destul cu fanteziile, Albinard! Ce e un trântor? Ca trântor poți avea mare onoare de a fi cu prințesa. Asta vreau să fac eu. Va fi a mea. Liniște! Trântorii sunt descustători. N-ai nicio șansă. Ascultă, am vise, ambiții și sunt putred de bogată. Pot să am orice vreau. Of, ce bine e să fii prințesă! Dacă aș fi prințesă, aș da o petrecere mare și aș invita tot stupul! Toată lumea va fi acolo și prințul, bineînțeles! Am dansa și am fi fericiți! Apoi mi-ar da un inel mare! Ne-am căsătorit și am trăit împreună până la adânci bătrâneți! Ăsta e visul meu! De ce nu pot fi prințesă dacă vreau? Nu e corect! Eu sunt lucrătoare, dar vreau să fiu soldat. Știu că am tot ce trebuie. Uitați-vă la mine, am cel mai tare ac din tot stupul. De 42 de milioane de ani nu s-a schimbat nimic în orânduirea noastră și nici nu o să se schimbe. Orice ați vrea voi să deveniți. Ai înțeles, Albinar? Iartă-mă, doamna Belușca. Promit că n-o să mai fac. Ce pot să-ți fac dacă te apropii de ac? Prezentă-ți acele. Și 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O să aveți toată viața la dispoziție să învățați cum se face asta ca lumea. Da, să fiți! De fericire, trăim în vremuri de pace. Dacă ar fi război, am fi pierduți. Sunteți o rușine! Da, să fiți o rușine! Tu, Albinar, n-a să vii niciodată soldat! Da, să trăiți, aveți mare dreptate! Poate m-ați putea transfera la centrul de producție a mierii, poate... Înțeleg, deci ești bucătar! Nu văd ce e rău în a fi bucătar. De ce e mai puțin important decât să fiu soldat, domnule?
Nu vine să cred că mă întrebi așa ceva. Ah, ascultă, bucătarule, ce să faci când un păianjen va dori să te mănânce, a? Ei, gătești ceva? Ha, nu, o să te înfulece cât ai clipi. Soldații se asigură că nimeni din stup nu face sacrificii de-astea. Iertați-mă, domnule, n-am vrut să par lipsit de respect. Faceți lucruri incredibil de curajoase, dar unii dintre noi n-au stofă de soldat. Toți ceilalți sunt liberi. Tu nu scapi atât de ușor, să știi. O să facem niște exerciții. Ascultă sacul, fiure, o să ai nevoie de el. Du-te la poligon și ochește ținta! Să ochesc ținta? Cum să ochesc ținta când nu pot nici măcar să mă apropii de ea? Așa se face! Am nimerit fix la mijloc! Aha! Uhu! Aha! Uhu! Super tare, Abelinda! Nimeni din grupa mea n-a reușit și ne-am întrenat ca nebunii toată dimineața! Ești foarte talentată! Zău! Normal? M-am născut talentată? Soldații să ia lecții de la mine? Ha! Auzi, m-am blocat, poți să mă ajuți? Dacă mă gândesc mai bine, acul tău tocmai mi-a mintit ceva. Ești o lucrătoare și n-ai nicio scuză să te fuții pe aici. Știu, dar nu vrei să dau de belea, nu? Albinuțele ca noi trebuie să fie unite, nu? Nu știu, pot să am necazuri dacă țin secretul. Știi ce importante sunt regulile? Și în armată regulile sunt cel mai bine respectate. Ce cauți aici? Parcă trebuia să fii la ora de gătit. Strângeam nectar pentru ore când am văzut ținta și am simțit o dorință ciudată. Nu m-am putut abține. Mai lași! Exersez la ținta asta în fiecare zi după ce plecăm. Păi, bine m-ai prins. Acum vrei să mă ajut să mă dau jos de aici? Mă pricep la nimeritul țintei, dar nu și la coborât. Nici eu nu mă pricep. Stai calmă. Te ajut eu să cobori. Pot să fac asta și singură, doar că e mai ușor cu puțin ajutor. Promiți că nu spui la nimeni? Nu vrem ca bucătarul reginei să se supere pe noi. Da, poate ne pedepsește și ne pune să mâncăm mierea lui. Stai liniștită, secretul tău e bine păzit. Dar vreau să-mi promiți și tu ceva. Să nu spui nimănui că lucrezi la o nouă rețetă pentru cea mai delicioasă miere. Mi se pare corect. Poți să faci orice vrei. Hei, stai puțin. Cum vrei să ajungi în bucătărie? Soldații n-au voie acolo. De asta o să fii complicea mea. Ce? Nici nu mă gândesc. Bucătarul o să-mi dea cu lingura în cap. Regina o să mă înțepe în inimă și doamna Belușca. Te rog, n-aș putea rezista la ce predici ține. Toți prietenii mei ar crede că i-am trădat. N-aș putea suporta rușinea asta, vorbesc serios. Ușurel, nu te panica, am un plan. Nu o să meargă, sunt sigură că ăsta e începutul sfârșitului. Trebuia să-mi fie acceptat condiția. Am avut o viață bună. Adio flori, adio iarbă, adio soare, adio prieteni, chiar și aia enervanți. Adio lume crudă. Aoleu, cât dramatizezi. Zi, îți place bucătarul? Nu. Da, o să facă numai miere din aia proastă. Și o să te pună să o mănânci și să o gătești dacă nu mă ajuți, să știi. Nu! Bine, zi-mi ce plan ai și o să te ajut. Bună, domnule bucătar, cum merge cu mierea, domnule? Magnifică! Este cea mai bună de până acum. Să vă întreb și eu ceva? Întreabă-mă! Ce este, draga mea? Să pot și eu vreodată să fac miere la fel de bună ca dumneavoastră? O, sigur că poți, dar trebuie să ai inspirație! Vrei să guste puțin? Nu! Mulțumesc, da! De-
de ce să vă irosiți minunata miere pe albinuță proastă ca mine? Nu cred că o începătoare așa ca mine merită să vă guste mierea. Nu cred că o să știu vreodată să gătesc. Oh, dar nu spune asta. Iartă-mă, scumpă, cum te cheamă? Abelinda! Desigur, Abelinda! Cum altfel o să te cheme? O să fii foarte pricepută, draga mea. Bine, nu la fel de pricepută ca mine. Ce pot să zic, ma șerii? De asta și eu sunt cel mai bun bucătar din istorie. Nu o să mai fie niciun bucătar după mine care să mă egaleze niciodată. De dacă vă urmez exemplul, trudesc din greu și îmi fac temele și studiez toate rețetele, pot să mă descurc bine? O să fii genială, copila mea! Wow! Sunteți cel mai tare! Aș putea să rămân după ore în bucătărie ca să-mi perfecționez tehnicile culinare și să devin o bucătăreasă bună, vă rog! Vă rog! Sigur, draga mea, dar trebuie să faci curățenie după ce termin, bine? Am să fac, domnule! Promit că o să fac curat luna! Nici n-o să știți că am fost aici! Am o presimțire bună! Încep de azi și faci curat după mine! A, poate o să te fac ucenica mea! Cel mai bine ca să devii un mare bucătar e să lucrezi pentru unul! Mulțumesc, domnule, ar fi fantastic! Nu e bucătar mai bun ca dumneavoastră? Da, atunci să ne vedem mai târziu! La revedere! Nici nu-mi vine să cred! N-am mai întâlnit o albină așa de îngânfată! Și ce-i cu accentul ăla? Tipul ăla e ciudat rău! Albinart! Albinart! Poți să ieși acum! Ha? Ești incredibilă! A fost super tare! Da, 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 sunt incredibilă! Dar și nebună că m-am băgat în treaba asta! Îți dai seama cât de ușor poți să-mi faci probleme? Stai calmă, totul va fi bine! Vrei să mă ajuți? La ordin să trăiți! Dacă e să încălcăm regulile, hai să o facem! Eu nu fac nimic doar pe jumătate! Să începem! Îmi trebuie nectar de eucalipt! Am înțeles, domnule, imediat! Asta-i tot, Abelinda, mai trebuie doar un ingredient. Hai, grăbește-te, vreau să gust și eu. Două picături de nectar de portocale și asta-i tot. Gustă! Stai așa. Wow, e delicioasă. E excelentă. Da? Îți plac toate aromele? N-am mâncat o miere mai bună! E excelentă! Chiar ai stofă de bucătar! Abia am început! Mâine fac alta din niște nectare gustoase! Mierea aia chiar o să fie delicioasă! Ce? Tu ai luat o raznă? Te-ai lovit la cap în poligonul ăla? Regulile zic că n-ai voie să te duci să strângi nectar! N-am zis că eu o să strâng! Dar un bucătar ar putea? Ha, sigur, la cine te-ai gândit? Sunt mulți bucătari în stup! Hai, Abelinda, arată-mi cât de mult mă iubești! Stai departe, Romeo! Da, nu-i mare lucru, oricum trebuie să strângi nectar! Bine, te ajut, dar numai dacă pot să ling borcanul cu miere! S-a făcut! Of! Tocmai mi-am amintit că trebuie să spăl toate vasele, ce prostie! Stai liniștită, te ajut eu! După ce terminăm de curățat, putem merge până în poligon, hm? Am impresia că înțelegerea noastră o să meargă ca pe roate. Da, ai dreptate. Dacă lucrăm împreună, putem face ce vrem. Am face bine să ducem mierea până la faguri. Am umplut câteva găleți. Bine. După aia mă antrenez să-i bat pe toți. Cum merge, Albinard? Te-ai obișnuit să fii soldat? Ce dur e! Poate chiar ar trebui să fie bucătar. Nu-ți pierde răbdarea, Albinard. Trântorul ăla n-are altceva de făcut decât să fie măgar. Ce faci tu aici, fiule? Nu te antrenezi? Nu vreau să mă antrenez, vreau să privesc. Așa ziceam și eu. Nu ești făcut să fii soldat, așa că dă din aripi și cară-te de aici! Bravo, domnule comandant! I-ați învățat minte pe trântoria aia. Nu o să se mai poartă urât cu niciun soldat, domnule.
Încă nu ești soldat. Mai ai multe de învățat, să știi. Și să nu crezi că dacă mă lingușești obții ceva. Eu am multe de oferit, fiule, dar tu nu prea ai potențial. Deci o să te antrenezi peste program, ai înțeles? Da, domnule, e o onoare. Mulțumesc, domnule. Ești liber, soldat? Nu știu ce o să mă fac cu ăsta. Maestate, de ce mă mai obosesc? E de datoria mea să continui o moștenire minunată care durează de mii de ani. Dar în ultima vreme situația s-a răutățit. Mierea nici nu se compară cu ce era mai demult. Știu că albinele sunt dezamăgite. Mai au un pic și răbufnesc. Aveți perfectă dreptate. Eu, una, nu mai suport lipsa de respect a elevilor. Niciunul nu dă doi bani pe tradiție. Niciunul dintre elevii mei nu apreciază. Nu-i deloc bine așa. Generația asta de leneși trebuie să învețe că fiecare dintre ei are un rol de îndeplinit. Să știți, doamnă, că una dintre prințese a cerut o audiență. La mine? Nu poate să aibă altcineva grijă de prințesă? Până la urmă, e treaba reginei să le spună prințeselor cum să se comporte, maestate. Deja așteaptă afară. Ce ziceți? Oh, bine, fă-mi o favoare, Abelușca. Vezi dacă găsești vreun stup în căutare de regină. Da, maestate. Oricum, dacă ar fi după mine, m-aș bucura să conduc albinele și să fiu o inspirație pentru ele. Ziceam și eu. Te salut, prințesă! Am înțeles că ai niște întrebări pentru mine? Da, maestate! Dacă voi urma la tron, trebuie să învăț să conduc. Pentru a conduce stupul, trebuie să ai putere de inițiativă, nu? Mai multă decât crezi și mă bucur mult că am întâlnit o prințesă așa ca tine. Intuiția te ajută mult. Ascultă bine și vei rezolva orice problemă. Ai terminat? Încă ceva, maestate. Am o idee despre cum să îmbunătățim securitatea stupului. Să zicem că alcătuim o trupă specială de soldați bine antrenați, pe care să-i folosim ca spioni. Așa nu o să mai riscăm să fim atacați. E o sugestie foarte complicată, draga mea. E destul de excentrică pentru o regină, dar nu foarte practică. Noi trăim în vremuri de pace. Nu trebuie să antrenăm spioni. Ce-ar fi să pleci acum ca o prințesă ascultătoare ce ești? Cu tot respectul, maestate, e o propunere inteligentă. Nu! Prostii! Prostii? Ce urât din partea ta! La revedere! Încă ceva, maestate, se pare că sunt mii de milioane de miliarde de lucruri pe care trebuie să le știu, doamnă. Înțelegeți ce zic? Să arătăm bine, să spunem ce trebuie, să fim elegante, încrezătoare în noi, puternice, deștepte, bune, cea mai tare albină. Și trebuie să știm totul despre ce se întâmplă în stup. Eu ce să fac? Să te întorci la ore și să treci la treabă. Treabă, treabă. Cred că nu pun întrebările care trebuie. Nu pot să mă întorc. Știu deja ce o să mă învețe la ore și nu e destul. Îmi trebuie altceva. Gata! Cred că am cules toate tipurile de nectar pe care le-a vrut. Păpădii, mușcate, eucalipt, flori de portocal și trandafiri. Și da, asta-i tot. Super! Mă întreb ce gust o să aibă toate astea. Să aflăm! Nu vreau să fiu paranoică, dar am senzația că albinuța aia pune ceva la cale. Aș putea paria și pe coroana mea de platină. Bucătarul e prea arogant, dar nu e sever cu elevii, iar mierea lui e îngrozitoare. O să aflu ce pune la cale. Sper că a reușit să strângă nectarul. Unele tipuri sunt greu de găsit. Probabil că de-aia durează așa mult. Abelinda s-a întors la o parte albinar. Vreau să-mi fic cel mai mare ac din lume. Nu, te rog, nu! Ai grijă! Coboară încet, o să vezi și nectarul! Mai nu! Fi chiar spre mine! Păsărea! Era să
să vergi tot nectarul. Ai fost foarte aproape. Ai nebunit. Ah, perfect. Eu îmi petrec toată dimineața adunând ingredientele tare prețioase și așa mulțumești? Cred că mi-era mai bine fără tine. Chiar că ești soldat. Îți place să te cerți. Dă iartă-mă, Belinda. N-am vrut să par nerecunoscător, doar că m-am temut să nu vergi nectarul. Bine, îți accept scuzele. Dar trebuie să plecăm repede de aici. Bucătarul mă așteaptă pe mine și doar pe mine. Mă mai ajut să fac curat, nu-i așa? Da, te ajută, Belinda. Să te dau jos de acolo. Belinda, de ce n-ai încercat niciodată să devii soldat? A, nu-i pentru mine. Îmi place doar partea în care trebuie să lovesc ținta în mijloc. Dar îmi place și să fac miere. Hai, fii un soldat mai bun ca mine. Wow, albinuța aia țintește la perfecție. E mult mai bună decât majoritatea soldaților. Sunt sigură că ăla era albinard care nu face niciodată ce trebuie. Ce combinație interesantă. Mă întreb ce pun la cale. Ar trebui să îi urmăresc îndeaproape. Oh, trebuie să verific stocul. Ce păcat! Mierea asta nu mai e bună. Da, cred că nu mai am nevoie de stup. Ești om bun? Ăștia nu răspund niciodată. E perfect. Din nectarul tău o să fac o miere excelentă. Când ai învățat să fii un bucătar așa bun? Nu știu, încă învăț. Nici nu mă gândesc când fac miere. Doar îmi urmez instinctul. Știu ce vrei să spui. Așa sunt eu când lovesc ținta. Dar eu ar trebui să fac miere, nu? Ce vreau să fac cu viața mea? Nu e treaba ta. Oh, da! Că sunt soldat sau bucătar. Numai eu decid. Numai tu! Aud o voce înăuntrul meu și știu că acesta e destinul exact meu. Și știu că orice aș vrea să fac, inima nu mă va trăda nicicând. Sunt în Trenton. Sunt soldat. Sunt regina. Ce vizină! Sunt lucrător. Sunt bucătar. Ce lucrătare, ce posibilități! Să vedem! Doctor, avocat, dentist, inginer sau poate un pârcios? Asta nu e o meserie! Zău? Ce vreau să fac cu viața mea? Nu e treaba ta. Că sunt prințesă sau bucătar, numai eu decid. Aud o voce într-un meu și știu că acesta e destinul meu. Și știu că orice aș vrea să fac, inimioara nu mă va trăda nicicând. Sunt trântor, sunt soldat, sunt regina, sunt lucrătoare, sunt bucătar. Mintea mea se învârtește de atâtea posibilități. Gata, încerc și sigur. Dacă nu fac zgomot, nu o să-și dea seama ce s-a întâmplat. Da, ce bun sunt. Am reușit, Belinda, am terminat. Wow, minunat, albinard. Aș vrea să o pot mânca până la ultima picătură. E delicioasă, chiar te pricepi? Ce ciudat, mă întreb ce se întâmplă. Pentru regină! Așa, hai la tata.
Scumpul nostru cuib, doar nu crezi că... E atacat! Încearcă să găsești o deschidere, nu putem pătrunde! Da, am localizat o intrare. Am acul gata și încep atacul acum. Pentru Regina! Doamne, ce doare! O să vă distrug tot stupul! Poate, dar nu astăzi! Pentru Regina! Sunteți răi? Ce costum prost, doamne! Atenție, albinuțe! Regina a cerut o întâlnire de urgență în sala de bal în 2 minute. Repet, e o urgență! Veniți imediat! Ar trebui să mergem, albinar? Cât mai repede! Am o presimțire rea legată de asta! E trist, dar știam că e inevitabil! Cum o să-i învingem? Wow, e plin de lume! Au venit toți! Nu chiar toți! Lipsesc niște soldați! Iată! Trebuie să vorbească Regina! Ce s-a întâmplat? Dragii și scumpii mei supuși, am supraviețuit unui atac teribil. Armata noastră, condusă cu curaj de marele comandant, a oprit avansarea inamicului. Mă tem că primejdia nu a trecut. Oștile noastre tenace și curajoase au suferit pierderi. Moralul e scăzut, iar pericolul e mare. Nu cred că armata noastră are puterea de a câștiga. Soldații care se antrenează vor fi recrutați imediat. Trebuie să ne facem toți treaba. Comandante, fă tot ce poți să-i pregătești pe băieți de război. Chiar dacă suntem în mare pericol, îi vom înfrunta împreună, ca un stup. Avem o strategie, o obligație și hotărâre. Vom învinge! Apărăm stupul și este treaba noastră sfântă să fim siguri că supraviețuim! Vom câștiga! Promit că vom câștiga războiul! Oamenii nu ne vor distruge niciodată! Mult noroc, albinard! Mulțumesc, dar sper că n-o să am nevoie! Ești cea mai bună prietena mea! Ești deosebită! Nu renunța la visul tău! Sigur ți se va îndeplini! Adică sper! Abelinda, să mergem! Trebuie să se pregătească soldații! Chiar în fund! Mă doare de fiecare dată când stau jos! Revino-ți! Ai fi preferat să te înțepe în nas? Preferam să nu mă înțepe deloc! Ai scăpat de stup! Ești surd? Asta ți-am și spus! N-am putut scăpa de stup pentru că aveam albine furioase în costum! Maturizează-te! Un tip mare ca tine nu face fața unor albinuțe! Poate că sunt mici, dar dacă te înțeapă, te doare rău de tot! Dacă zici tu, hai să scăpăm de stup! Nu pot! Nu mă mai pun cu ele! Poftim? Vorbești serios? Nu înțelegi? Au ceva cu mine! Și ce? Dă-le cu spray! O să le adoarmă câteva ore! Nu-mi place să dau unile cu porcăria aia, nu le face bine. Costumul ăsta e tot ce am și e plin de găuri. Dacă mă întorc, nu o să pot sta pe scaun o lună. Ce idiot! Ai primit ce meritai. Nu poți să ajungi lângă stup doar cu un costum vechi. Trebuie să te protejezi. Înțepătura unei albine doare rău. Da, mi-am dat seama. Mergem mâine, dar atunci vom fi pregătiți. Voi aduce spray-ul să le amețim și luăm costume noi. Spray-ul doar le va adormi, nu? Nu le facem nu rău. Nu-ți face griji, o să doarmă puțin. Apoi vom distruge stupul. Mierea nu e bună deloc. E cea mai îngrozitoare. Dacă am trăit din banii de pe mierea aia, am dat faliment. Înainte era minunată, dar e îngrozitoare, așa că trebuie să dispară. Aha! Asta au de gând! Vor să distrugă stupul pentru că mierea nu mai e bună! Ce pot face? În curând se va întuneca! Trebuie să mă gândesc repede la ceva!
ce pericol cu acul nostru ascuțit pot face orice. Mii și de ani am trăit în pace, să-i facem pe dușmani să ne lase în pace. Trebuie să fim mereu gata de atac. Oamenii pot ataca oricând. Trebuie să fim gata să contraatacăm. Înțeles, să trăiți. La luptă, la luptă, scumpul la păr. La luptă, la luptă, noi pentru el luptăm. La luptă, la luptă, pe cerul sărim. La luptă, la luptă, cu pace venim. Sturăm sus pe cer, albine, nu vă trebuie stăniți. Vom vinde orice pericol cu acul nostru ascuțit. Vom face orice, mii și mii de ani am trăit în pace. Să-l facem pe dușmani să ne lase în pace. Pentru regină! De tine. Serios? De ce? Mi-am dat seama cum putem opri războiul. Ce-ai făcut? Wow, e incredibil! Ascultă, acum trebuie să patrulez la granița de nord. Vin cu tine. Ascultă, am aflat de ce vor să ne atace. Serios? Da, din cauza că mierea noastră nu e bună. Tu ai putea să rezolvi asta cu rețeta ta specială. Tu de unde știi despre ea? Aha, am aflat. Să trecem la treabă. Contează fiecare clipă. Poți să pregătești repede niște miere? Sigur, e floare la ureche. Mai greu e să găsesc toate nectarurile astea. Sunt sigur că ne-ar putea ajuta Belinda, dar nu poate face asta singură. Tu nu cred că te pricepi. Nu-i așa? Ba, mă pricep. Am văzut de multe ori. Voi spura cu Belinda să o ajut. Văd că te pricep să spionezi albinele. E cercetare, nu-i nimic rău în asta. A spiona e un cuvânt prea dur. Da, ai dreptate. Nu prea avem timp, așa că hai să mergem. 5200? Of, nu-mi place să stau degeaba. Trebuie să fac ceva să ajut stupul. Poți, Abelinda, să trecem la treabă. Trebuie să strângem cât mai mult nectar, pentru ca Alpinar să facă în fagăre cu mierea lui specială. Dacă stupul nostru face miere bună, oamenii ne lasă în pace. Serios? Da, e incredibil. Cine ar fi crezut că mierea amară a bucătarului va pune în pericol tot stupul? Incredibil. Amară? Nu, e groaznică. Vom face miere bună. Da, neapărat. Bine, strâng eu ingredientele. Chiar crezi că vei putea să faci rost de tot ce am nevoie? Am nevoie de ceva miere pentru cel mai mare fagure. Mai mult trebuie să lucrez în bucătărie fără să fiu întrerupt? Nici o problemă! Ești sigură? Da! O să fim atente și la dușmani. Dacă apare bucătarul, va trebui să faci o diversiune. Cu plăcere! Îl înțep bine! Nu cred că e nevoia, Belinda. Știu, dar va fi amuzant. Hai, Abelinda, e vorba de ceva foarte serios. Nu avem timp de prostii. Te rog, concentrează-te pe ce avem de făcut. Pregătește-te. Sunt un om nou, gata de acțiune. Sunt grozave. Ai avut dreptate, era timpul să schimbăm costumele. Da, eu sunt gata. De ce ne oprim la stupul ăsta? Să scăpăm de toate care au miere proastă. De acum ne mulțumim doar cu cei mai buni. Așa te vreau. Poți să intri, Albinard? Nu-i nimeni în bucătărie. Vă vine să credeți că bucătarul lipsește de ieri? L-am căutat în tot stupul. Probabil se ascunde undeva. Bine, fetelor, să trecem la treabă. Cineva trebuie să stea de pază? Fac eu asta. Abelinda poate sta aici cu tine. Oare? Hai, Abelinda, trebuie să le umplem imediat. Sper că planul tău o să meargă, prințesă.
sigură de asta. Aș putea să mă și înșel, dar să nu ne gândim la asta. E absurd! Cum pot crede că mierea mea nu este fantastică? Eu sunt un profesionist! Să fierbeți asta în cazan! Cine crede că mierea făcută de un soldat este mai bună ca cea unui maestru bucătar? Abelinda, m-ai tratat? Bine? E delicioasă! Gustul îmi merge la inimă. Dar cum? Nu se poate! E cea mai bună miere pe care am gustat-o! Acel albinard este un bucătar uimitor! Mă tem că mierea mea este foarte proastă în comparație cu a lui. Iar mierea mea a pus stupul în pericol! E îngrozitor! Vai, nu pot face decât un singur lucru ca să-mi întreb greșeala! Să le urez copiilor mult noroc! Vai, nu vine să cred! Nu sunt bun de bucătar! Sunt ratat! Se face cam cald. Da. Mă simt în siguranță însă. Așa e, suntem invulnerabili. Ca războinici alpine. Vom merge acolo și ne vom face treaba. Îți acoperi spatele. Ține minte, nu lovi cu lopata până nu dau cu spray. Am înțeles. Suntem atacați din sud! Suntem atacați din sud! Bine, să începem. Să nu ne înțepe. Să nu ne înțepe. Ne atacă doi inamici la posturi! Scap de toți. Escadron Alfa! Acele pregătite și atacați! Pentru regina! Așa, veniți la tata! Iar prieți! Escadron Delta, atacați! Abelușca, ce faci aici? Te ascundeai în spatele tronului meu? Îmi pare rău, maestate, lașitatea mea e impardonabilă. Așa e, acum pleacă repede de acolo. Asta e! Trebuie să o facem! Trebuie să turnăm mierea acum! Totul depinde de tine! Ești singurul care poate zbura destul de repede ca să deschidă ușița și să lasă mierea să curgă! Sper să meargă! Sărbușor! Albinard, te rog, trezește-te, te rog, depindem de tine. Oh, nu se poate, după toate astea, suntem atât de aproape, dar ușița nu se va deschide și stupul va dispărea. Ba nu! Oh, Albinard! Aveți grijă, prieteni, e deasupra voastră! Nu vine să cred că iar m-au nimerit! Asta e! Hai, Albinard, du-te! Mm.
sărbătura! Aha! A fost minunată, Velinda, dar nu trebuie să sărbătorim până nu dăm drumul mierii! Bravo! Așa! Ia uite, se uită! Mamă, uite ce de miere! N-am mai văzut așa multă ieșind dintr-o dată! E delicioasă mierea! Nu stricăm stupul ăsta! Rămâne exact unde e! A fost periculoasă, Belușca. E greu să fii regină. Trebuie să fiu vigilentă, calmă și curajoasă. Uneori te poate înnebuni. Toată povestea asta m-a înnebunit și pe mine puțin. Cred că aveți dreptate, maestate. Sincer, sunt de acord întru totul. Am câștigat războiul mulțumită eforturilor unui soldat curajos. Bun! Să-i arătăm lui Albinard cât îl apreciem! Albinard, ești un erou! Tot stupul îți datorează viața! Mulțumesc, dar nu am salvat singur stupul! M-ați ajutat și voi! Tu m-ai ajutat aflând care era problema, iar Abelinda a luat nectarul și l-a împiedicat pe om să ne strivească. Am făcut asta împreună, nu eu sunt eroul, nu fără voi. Păi eu am făcut ce ne-a dictat inima și am salvat stupul. Probabil sunteți mândri de voi. Logic, am câștigat război. Da, stupul e în siguranță. Da, stupul e în siguranță, dar asta nu înseamnă că tu ai scăpat, Albinard. Vino cu mine, ești arestat și vei fi dus în fața reginei pentru judecată. Îl arestezi? Glumești? Sub ce acuzație? Calmează-te, fetițo. În primul rând, a încălcat legile vechi ale stupului de albine și n-a ținut cont de regulile societății. Apoi, a acuzat că a intrat fără voie în bucătărie și a folosit lucrurile de acolo. În al treilea rând, a făcut miere, deși era soldat. În al patrulea rând, a apărat stupul fără să anunțe un ofițer superior. În al cincelea rând... Termină odată! Să nu asculți nimic din ce zice Albinard, că posul ăsta vrea să arate doar că știe să numere. Aud eu prost sau nu mă tratezi cu respect? Ei, dacă vrei să vezi ce înseamnă asta, încearcă să-l iei pe prietenul meu de lângă mine. Da. Nu te certa cu un soldat, să vei avea și tu probleme. Nu-l lasă scape așa de ușor. Să mergem! Știam că voi avea probleme! Nu-mi pare rău pentru ce am făcut și nu pot face nimic! Așa că hai să terminăm odată cu judecata asta! Incredibil, băiat! Albinar, nu-ți fie frică, ține minte! Ai făcut un bine! Frică? Mie? Mie mi-ar fi! Nu mi-e deloc frică, nici măcar un pic. Sunt îngrozit. Noroc, Albinard, ai multă albine de partea ta. Trebuie să vadă că ai făcut ce trebuia să salvezi stupul când nimeni nu a făcut-o. Dragii mei supuși, sunt fericită că am supraviețuit crizei și mă deranjează că trebuie să rezolv scandalul ăsta înainte să petrecem. Soldat Albinard, sper că ești conștient de gravitatea acuzațiilor care ți-au fost aduse. Care sunt acuzațiile care îi se aduc? Cred că nu s-a prezentat când comandantul a chemat rezervele la luptă, maestate. Băiatul ăsta n-a vrut niciodată să fie soldat, sunt sigură de asta. Și asta este ceva rău? Da. Ah, data viitoare nu-mi da detaliile. Zim doar ce e important. Nu-mi vine să crezi ce ai făcut, e incredibil! Nici nu știu cum să te pedepsesc pentru așa ceva.
să mă gândesc la ceva rău. Ai putea fi închis sau chiar izgonit. Nu se poate. Nu se poate. E îngrozitor. Nu se poate. Domnule comandant, vino aici. Am nevoie de mărturia ta chiar acum. La dispoziția voastră, maestate. Răspunde-mi, comandante. Ce a făcut Albinar când i s-a cerut să vină la datorie? Era acolo când trupa lui a fost trimisă să lupte? Sincer, maestate, când l-am chemat pe Albinar la raport, nu am reușit să-l găsim. Dumnezeule, nu se poate. Ai făcut ceva foarte grav. Ești un dezertor. Tu ne-ai abandonat pe noi și vom face la fel cu tine. Nu se poate! Nici de toată lumea! Nu se poate! Îmi pare rău pentru tine, Albinar. Ești pedepsit să rămâi singur. Luați-l pe lașul ăsta din fața mea. E condamnat să colinde lanurile singur, departe de stup pentru totdeauna. Nu se poate! Dă-i o cruzime! Nu se poate! Nu e bine, regină! Nu e bine! Poftim? De când e stupul o democrație? Nu-ți dai seama că mierea lui ne-a salvat? E absurd! Doar nu crezi că nu știu! Știu că e vorba de miere, logic! Dar asta e mulțumită talentului fără precedent al bucătarului nostru. Unde e? Uite! Uite! Eroul! El e, da! Sunt aici, maestate! Îți suntem recunoscători! Nu am mai fi fost aici fără experiența ta! Toți cei de aici ar fi murit dacă nu era mierea ta minunată! Îți suntem recunoscători! Sigur! Sigur, tot ce face bucătarul e bun, dar regina nu mănâncă niciodată ce face el, nu? Chiar dacă e adevărat, îmi dau seama după supușii mei. Acest om e un bucătar exemplar. Maestate, mă onorați cu aceste laude ale talentului meu culinar și aș fi făcut orice să vă salvez stupul. Cu toate acestea, nu eu am făcut-o, nu! Acea creație divin de dulce a fost pregătită, de fapt, de soldatul Albinar. Dar de unde știi? Mi-e rușine să spun că am stat mereu ascuns în bucătărie și am văzut tot! L-am văzut gătind minunat! Cât despre mierea mea, acum știu că este groaznică! E proastă și de aceea aproape am fost distruși! Măcar a avut curajul să spun adevărul până la urmă. Of! Îmi pare rău pentru bucătar! Probabil că e greu să fii un ratat! Mulțumesc că mi-ai luat apărarea, bucătare! Nu mi la mea opinie, Albinar! Nu ar trebui pedepsit, maestate! Talentul lui culinar e absolut incredibil! Dar asta înrăutățește situația! Acum, Albinar e vinovat de și mai multe lucruri. Pe lângă părăsirea stupului, ceea ce nu trebuie să facă un soldat, Albinar a făcut și miere și nici asta nu au voie să facă soldații. Maestate, nu are niciun sens! E nedrept! Ce dacă e soldat? Vrea să fie bucătar! De ce nu-i dați voie să-și asculte inima? Draga mea prințesă, nu-ți pierde timpul cu întrebări stupide! Nu așa se fac lucrurile! Uite cum stă treaba! Doamna Belușca, fiecare are rolul său, așa putem rămâne în viață! Da! Deja e plictisitor! Eu nu vreau să fiu prințesă, știu ce îmi place. Ar trebui să fiu cercetătoare, să învăț despre albinele din toată lumea. Ar fi minunat! Am descoperit că mierea proastă era problema și ar trebui să fac ce vreau. Mie îmi place să fac miere, dar eu vreau să fiu soldat. Îmi place să gătesc și să înțep. Dacă mă gândesc, maestate, a dat o lovitură decisivă ca unul dintre cei mai buni soldați ai noștri. Faceți liniște! Dumnezeule, de ce intrăcați în panică? Un soldat care vrea să fie bucătar? Un bucătar care vrea să fie soldat? Și un comandant care chiar crede că asta e o idee bună? Să fiu sinceră, nu am învățat despre asta la cursul pentru prințese. Bine, să ne înțelegem. E evident că ai încălcat regulile. Așa este, da. Nu am terminat. Mai mult, ai făcut miere. Asta înseamnă că nu ne mai apărai. Din punctul meu de vedere, asta e tot ce contează. Eu sunt regina și asta am învățat la cursul pentru prințese.
Verdictul meu e final. Gata! Pleacă! Voiam doar să spun că nu am pus în pericol stupul și că încercam să-mi îndeplinesc datoria de soldat, maestate. Te tailează, Albinar. Păi, nu mierea a salvat stupul, maestate? Da, așa e, mierea. Am mai discutat odată și... Am discutat, dar ascultați-l, maestate. Vă rog. Nu am încetat niciodată să apăr stupul, doar că am folosit altă armă. Nu sunt un bun cu acul, dar nu am renunțat. Trebuia să fac altceva să ajut. Arma mea nu a fost acul, ci mierea. Așa e! Are dreptate! Comandante? Da, majestate! Comandante, corectează-mă dacă greșesc, dar cred că avem primul soldat bucătar în istoria noastră de 42 de milioane de ani, nu-i așa? Sunt într-o totul de acord, maestate! Așa zic și eu. Înaintează, Albinar! În numele stupului, ca regină, îl înnobilesc pe acest erou, primul soldat bucătar și salvator al stupului, Albinar! Bravo! Ura, bucătarule! Ura pentru Albinar! Curajul lui va fi un exemplu! Eu am avut altă treabă atunci. Să privim cu bucurie spre un viitor minunat și o petrecere frumoasă! Că mi-am sporit popularitatea. Minunat! Crezi că într-o zi voi putea deveni prințesă? Păi, nu! O prințesă care e și soldat? Nu! Nu! Dar ce zici de o super prințesă bucătar și soldat? Cred că nu! Crezi că Albinar o să ne primească la cursul de gătit? E cel mai tare! Urăsc, băieții! Da, cu excepția lui Albinar, e minunat! Ia te uită! Ești celebru, Albinar! Da? Acum, că ai atâția fani, va trebui să mă ocup de paza ta! Cred că îmi voi purta singur de grijă. Dar mă puteți ajuta cu altceva? Cu ce? Să facem o petrecere minunată! Tare! Ura! 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 Ha, priviți! Cred că suntem spionați. Ai dreptate! Dar cine e? Crezi că vreun spion inamic? Dacă da... La ce vă uitați, prieteni? O, se pare că avem musafiri! Dar cine? Trântorii? Albinele lucrătoare? Poate o prințesă sau un soldat? Greu de spus! Hei, știu! E cineva care își ascultă inima oriunde l-ar duce! Așa crezi? Super! Mult noroc! Noi am zburat de aici! Pe curând! Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română actorii Marcela Constantin, Carmen Palcu, Dora Ortelecan Dumitrescu, Rodica Negrea, Gabriel Răuță, Bogdan Olaru și Petre Lupu. Regia Laurean German.